Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Înșelătorie. O femeie din Brazilia a fost arestată pentru că s-ar fi folosit de o falsă prezicătoare pentru a fura de la mama ei bani, tablouri și bijuterii. Avea o mamă bogată, pentru că... Mama ei. Mama. Peste 140 de milioane de dolari valorau tot ce am spus eu ceva mai devreme. Deci ai o mamă care are pe pereți 140 de wow. milioane de dolari, e bine. Să angare și niște cash, că nu o fi stat numai în tablouri. Așa. Da, și asta s-a întâmplat. Fiica s-a dat bolnavă. Da. Apoi a trimis prezicătoarea asta la maică sa să-i spună că tablourile de pe pereții ei sunt blestemate și emană energii negative. Aha. Și dacă va scăpa de acele tablouri, fiica sa se va însănătoși. Eu nu înțeleg cum o femeie care a făcut așa avere, știi, și a pus 140 de milioane de dolari sau euro pe pereți, poate să se uite în gura unei prezicătoare de genul ăsta. Nu pot să știe. Poralcu știa foarte bine fata, știa că ea crede în lucruri de astea. Oamenii au pasiuni diferite. Și atunci a trimis și a lovit punctul sensibil. Și ce a făcut? A dat tablourile și au ajuns la fată? Au ajuns, da, și la fată și la prezicătoare, așa, împreună au excrocat-o pe, deci, doamnă. Excelentă minte, ce să zic. Ce? Lumea e plină de întâmplări la care nici cu gândul nu gândești. Știi, venea fiica în vizită, mami, iau și-o tablou ăsta, pentru că, uite îmi ce... face rău dacă stai aici. Păi, man, o energie negativă, da, și am și nevoie de o rugăciune ca aia, să mai și rugau, știi, să o impresioneze pe doamnă. Ce țară? În Brazilia, am spus o pică mai devreme. Brazilia. Și acum, înșelătoria a început acum vreo 2 ani, deci prin 2020, în 2 ani au dispărut toate tablourile, toate bijuteriile, toate erau blestemate și emanau energie negativă. Ți-ai luat țeapă? Ai tu un ceas foarte mișto la mână. Am, da. Simt așa, nu știu, energie negativă când mă uit la el. Da, să scap de el. Era cât pe ce a spart. Las că m-a costat destul săptămâna asta, că s-a spart, știi bine, l-am reparat, m-am dus în multe locuri. Energie negativă. Da, am pus și o sticlă din aia să-l apere acum și a rămas o bulă din aia, de aer, care mă enervează. De nu încoace, mă duc cu el la manet. Da, du-te încet. Dar țepe ți-ai luat tu? Da. Da? Da. Să povestim un pic? Nu. Hai că-ți povestesc eu. Eu nu. Dar ascultătorii noștri, dacă au fost, uite, înșelați la un moment dat... Spune, Cătălin, că și tu ai pățit așa o semi-țeapă. Are soția ghinion, cum se spune, a dat peste niște băieți la de-asta de anvelope, știi? O vulcanizare. Da, unde își ține ea ca au depozite de-asta de anvelope, că n-ai unde să pui cauciucurile în casă și le lași acolo, știi? Face multă lume treaba asta. Și anul trecut, când s-a dus să le schimbe, ia uitați, doamnă, sunt tăiate aici, sunt înțepate, că n-am văzut noi când le-am scos, le-au spus o poveste de asta, a rezultat că trebuie să cumpere două anvelope, știi? Că, aha, că deci se iau două anvelope ar fi fost chipurile tăiate și trebuiau schimbate. Una, dar știți cum, că se schimbă două, că e față, spate, că nu știu ce, i-a schimbat săraca, nici m-a sunat să mă întrebe așa. Și anul ăsta, ce crezi, mă, exact aceeași fază a făcut criza. Aceeași poveste și cu exact aceleași anvelope? Următoarele, sau... da, pe următoare. Și ai zis, bă, da, ați uitat de anul trecut până acum? Incredibil. Adică numai mie mi se întâmplă să am două anvelope aici tăiate la incredibil. Voi. Da. Și atenție că este vorba despre un service de ăsta de anvelope foarte cunoscut. Da, unul dintre cele foarte mai mari cunoscut, din România. Dacă zis, nu cel mai mare, da. Da. Și s-a uitat și a zis, băi, da, chiar în fiecare an să am eu ghinionul ăsta, să nu vedeți voi că... Auzi, da, nu există o garanție, adică atunci când ți le dă jos de pe mașină n-ar trebui verificate înainte de depozitare și dacă se întâmplă ceva pe parcursul depozitării, îmi pare rău, nu e vina mea. Eu am plătit serviciul ăsta. Așa ar fi normal să se întâmple. Așa ar fi normal, dar te pun în niște situații din astea de nici nu mai poți să respiri, știi? Adică... Nu mai încredere nimeni, știi? Dacă te duci și spune, domnule, ai o jantă strâmbă, hai să o îndreptăm, te mai costă nu știu cât, știi? A, și asta cu janta au făcut-o. Păi, și în fiecare sezon eu am jantele strâmbe, da? Da, știți? A, doamne, veniți încă ce să vă uita. O vedeți că-i strâmbă? Ce să ce vezi, să mă? Vezi, exact. Că te uiți în ea. Ba, n-ați simțit mi-a dat, că... aici mi-a dat telefon și a zis, Cătă, mă pun ăștia să... Așa, și zic, lasă-le așa. Zic, spune-le că le lași pe riscul tău, că... Da. Da. Nu, domne, că telefon. O să simțiți, o să bată, o să... Bate, trage, să o tragă, duce, o să... Da. Am schema asta, am simțit-o drept urmare, nu să mai colaborează cu
domnii ăștia. Eu ți-am spus despre serviciile din România și continui să susțin prețuri ca afară, servicii ca în România, ca să nu spun proaste spre foarte proaste. Nu peste tot. Nu peste tot, că aia e problema, că e inegal. Eu aici am lângă serviciu, de exemplu, același serviciu, la doi pași, știi tu, aici, lângă noi. Uh-huh. Și tu, oameni foarte serioși, adică n-am avut niciodată probleme, știi? Da, ți se întâmplă în viață și le iei așa și n-ai ce să faci, că ești nepregătit, neexperimentat, parcă vine lumea peste tot să-ți dea o țeapă, să-ți facă una mică, o înșelăciune. Să te ciupească, să... și cel mai... știi cum te simți cel mai înșelat așa? Când plătești un serviciu premium, să zic, știi? Da. Îți asumi să scoți niște bani în plus și vezi că e o mântuie, lucrare de mântuială și... Da. Mai bine o făceai singur, știi? Adică da. Ceea ce da. Nu se întâmplă în țările cu adevărat civilizate. Aici suntem noi între noi. Aveam un mesaj aici, poate ai auzit ceva. N-am apucat să-l ascult. Hai să-l ascultăm în premieră, așa, fără să... Ia, hai să vedem ce zice omul ăsta aici. Apropo de înșelat, bună dimineața, băieți. Domnul Cătălin, știți prea bine acolo când cobor în langară la Nicolina, acolo când veneau studenții, exact sub pod acolo, am luat și eu 3 parfumuri care erau pline de apă. Numai bine. Cam toate parfumurile sunt pline de apă. Îmi pare rău să spun și treaba asta. Iarăși avem niște parfumuri. Serios, îți dai, durează 5 minute după ce îți dai și după aia gata. Și dai și o grămadă de bani pe el. Asta, Nicolina, pentru cine știe, e o gară mai mică la Iași. E gara chiar de la intrarea în Iași. De acolo coborau studenții că se duceau repede în campusul cel mai apropiat. Să zicem că acolo sunt mai mari șanse să-ți iei o astfel de țeapă, da? Când te duci într-un magazin de parfumuri și cumperi, ce-i de pe noi esența de parfum originală, dar totuși ai pretenții. Se întâmplă magazine? Eu aici sunt perfect nepriceput, nu ce mi-a Se întâmplă să dai bani serioși pe un parfum și să nu țină. Dar astăzi mult parfumurile astea, din câte știu eu, sunt 200, scumpe, 300. Da. Am cumpărat o pereche de ghete de pe un site, în 5 luni le-am încălțat doar de 5 ori și le-am pus la gunoi. Atunci când le-am trimis o poză, mi-a spus că ce Dumnezeu scrie aici? Ia, stai așa. Că ce vreau mai mult. Că ce vreau eu mai mult, în sensul ăsta. Știi, prețul lor a fost de 150 de lei. Deci la 150 de lei, domne, vezi, ai dat prea puțin. Era normal să te țină doar 5 luni. Am un rucsac care s-a stricat. O pălărie de bani, știi? Și l-am trimis înapoi acum. Au zis că se face o verificare. E un expert acum, știi, treaba asta? Că se face o comisie, îl lași acolo la magazin. Serios? Da, și alți oameni evaluează din spate dacă primești înapoi sau ceva. I s-ar fi urmă. Comisii și comitete, uite că mai ajuns și la... Da. Bun. Ieri a fost Sfântul Nifon, mare sărbătoare în Târgoviște, orașul a fost blocat, au închis străzi, au chemat tenoriași cu autocare, fiecare biserică a fost obligată să trimită un anumit număr de persoane. Dar nu cred că e la categoria țepe, cumva. Nu știu cum simte omul. Fii atent, circulam cu un camion, asta e clasică, e una dintre cele mai vechi din România. Ia, fiți atenți. Circulam cu un camion, duceam cherestea în port. Mă iertați, am cumpărat de la un pescar la pod la Hârșova, o știi, nu? Vreau și eu. Venim, da? Chiar mă gândeam să la pod la Hârșova, un somn. M-a țepuit la cântarul cu arc și acasă a găsit soția un castron de pietre și bile de rulment în pește când l-a curățat. Hai mă, nu pot să cred. Și nu știi că să faci așa? Nu! Cum nu știi, mă, nene? Cum, doamne, iartă-mă să bagi rulmenți în burta peștelui satâne la grătar? A luat-o și tata. Deci tata când vine de la mare soție la vasului. Deci refuz este, să cred. E absolut clasică, ți-o fac acolo. Păi, ai zis. Dar tu nu... Dar cum bagă rulmenții în burtă? Bănuiesc că... Nu știu, îi bagă pe gură, îl hrănesc de mic, habar n-am. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.